O să ajungem acolo în vârf și nu mă refer la piatră. Și noi suntem la 4000 de metri altitudine. Yay! Am ajuns! Concluzia? Să vă urmați visele, că uitați-vă ce sus ajungeți. Subscribe la Florin Siu pe YouTube! Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog. Am venit astăzi la Baia de Fier să ne cățărăm pe stânci, să ne ducem sus de tot. Dacă nu putem să urcăm așa de repede sus pe YouTube, urcăm pe stâncă, nu? Ne-am luat hamul corespunzător, echipamentul corespunzător. Dacă veniți și voi așa să faceți, o să desfacem astea și ne cățărăm. Vă arătăm noi mai târziu. Suntem aici cu domnul Curly. Salut, Florin. Salut, bossule. Și el are canal de YouTube, să-i dați acolo subscribe, Curly Adventure. Și pe Instagram la fel, Curly Adventure. El este cel mai șmecher om, se ocupă cu cablaje, cu astea. Ne-a dat și nou un ham, a zis hai să facem un vlog repede, bă, zic de ce nu. Chiar acum o să urcăm pe stâncă. Domnul Curly, povestește-ne ceva. Este un sport foarte plăcut, care provoacă foarte multă adrenalină și vă aștept un număr cât mai mare și să ne distrăm, zic. Chiar în spate aici este o stâncă, o să ajungem până în vârf de tot. Pădure frumos, deja ne-am urcat la o altitudine destul de mare. Suntem deja destul de sus și să mergem și mai sus, să ne urcăm pe stâncă, să vedeți ce fricoși o să fim. O să-mi tremure chiloții pe mine, dar nu-i nimic. Avem aici pe domnul antrenor în spate, domnul Curly, și să dați și like aici la noi și să vă abonați și hai sus. Am plecat la drum cu domnul Curly aici. Stânga sau dreapta, domnul Ionuț? Stânga. Curly, să ne spune și ce părere aveți de calitatea acestei camere. Dacă e ok, ne luăm și noi în 2-3 ani. Mergem la Colin și luăm cameră. Bă, n-ar fi o idee rea. Oare unde o să ajungem? Suntem chiar la înălțime, 750 de metri altitudine. Haide să vedem unde ne conduce domnul antrenor de astăzi. Wow, sunteți sportivi. Eu o să iau pe varianta mai ușoară, nu mă duc pe acolo. Unde am ajuns? Dar ce este aici? Via Ferrata. Astăzi îmi parcurgem un traseu de Via Ferrata, de dificultate medie. Este vorba de traseul Săritoarea Ursului. Și ce ne arată aici? Aveți echipamentul recomandat? Echipamentul obligatoriu este vorba de ham, lonjă cu asorbitor, o buclă și tărtăcuță. Și cască pentru tărtăcuță. Tărtăcuță. Și cască pentru tărtăcuță. Bă, asta e importantă. Noi o uitarăm, dar o luăm imediat să stai. Nu o mai luăm. Noi o uitarăm astăzi. N-avem cam, mă, ce, pentru ce să folosim cască. Corect. Pe unde trebuie să urcăm? Pe aici? Ne-am echipat aici frumos. Ok, o să te rog să pui siguranțele, ambele siguranțe în cablu. Hai cu siguranțele. Una bucată. Suntem începători, să nu dați cu pietre noi. Două. În momentul în care ajungi la celălalt segment, o să schimb o siguranță pe rând, da? Ok. Hai. Hai, da. Să trecem la treabă. Dragilor, în ce ne-am băgat? Să lăsați și voi un like. Așa, aici trebuie să schimb siguranța, da? Hai că până aici a fost bine. Pe dreapta? Doar la Florin Siu pe YouTube puteți găsi toate chestiile astea mirobolante. Să vă cățărați, să vă distrați. Deja ne-am obosit. Unde ne duce? Și acum pe ce parte? Pe ce parte vreau? Priviți ce frumos. Domnul Curly e nebun. Să nu-i dați hate că se urcă fără. Dar el are experiență, face de la 6 ani. Acest sport e obositor, dar e frumos. O să ajungem acolo în vârf. Și nu mă refer la piatră. Subscribe la Florin Siu pe YouTube. Bă, e super fain. E fain. Obositor așa un pic la picioare, dar e ok, e ok. Și acum începe nebunia. E un traseu mediu și priviți unde suntem, știi că e mediu. E un pic obositor, dar o să ajungem cu siguranță, în siguranță. Aici se mai schimbă siguranță, că tot am vorbit. Oh my god. Unde-i bă ăsta? A dispărut, bă, ne-a lăsat. Uai, vere ce mișcă piatra. Bă, dar e ciudat pe aici. E interesant, îmi place. Tu cum n-ai urcat, mă, băiatule? 2000 de metri altitudine sunt. Hai sus, până sus urcăm. Aici, aici. Deci ați înțeles, dragilor, dacă veniți aici la Curly Adventure, să vă prindeți de pietre. Wow, ce în spate. Am ajuns sus. Aproape, pe naiba, eu cât mai... Păi să nu zici că urcăm până în vârf. Până în vârf urcăm. Deci, dragilor, să dați un like, un comentariu. Wow, be careful. Like, you can lose everything. În cazul meu, da? Firea live-a băcar. Mamă, uitați-vă unde suntem, e nebun omul ăsta. Dragilor, am poposit un pic aici. Suntem la înălțime, ne ținem de cablu, ne-am obosit un pic. Curly al meu se urcă până sus, nu se dă bătut. Wow, ce nebun e omul. Uitați-vă unde suntem. E extraordinar aici. Hai să vedem cum urcăm și noi sus, sus de tot, sus de tot, la 1 milion de subscriberi. Haideți la drum, dragilor. Uai, cum urcăm noi? Bă, cum n-ai vă urcat și mă acolo? Bă, aici ai ciudat rău, nu știu cum urc. Deci dacă nu murim aici, să dați un like, dacă apare acest vlog. Ok, rădăcina de copac. Și acum? Bă, tu ne-ai pus așa picior. Eu nu pot să ies de aici.
Băi, mie mi-e frică să vii pe acolo, ești nebun la cap. Nu cred că mai plecăm de aici. Încheiem vlogul, sper că v-a plăcut. Ok, hai să vedem. Bravo. Miram așa că am trecut de asta. Nu mai credeam că mai plecăm de aici. Deci vlogul continuă, cum se urcă și domnul Cărli. Priviți unde suntem, ce facem noi pentru canalul de YouTube. Într-acolo este chiar baia de fier. Acolo, baia de fier frumos. În dreapta este novaciul nostru. Și noi suntem la 4000 de metri altitudine. Obosiți. Și acum... Băi, ești nebun? Ce senzații tare ne dă Cărli. Doar aici, în baia de fier. Am ajuns unde mulți nu ajung. Și zici că ăsta e traseu de care? Dificultate medie. Băi, ok, având în vedere că eu în clasa 5 am venit la un concurs din ăsta de cățăran și n-am putut să mă cățăr nici 3 metri, e un upgrade. Hai că ajungem până în vârf. Eu crezui că glumesc, bă, când le-a zis că ajungem până în vârf. Eu credeam că glumesc. De dragul vlogului, mă gândeam, dar uitați-vă unde suntem. Hai de sus. Ai mei, ai mei, n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus pot eu să sar și uite unde sunt, mami. Hai, Florin, curaj! Da, Florin, da, avem curaj, da. Yay! Ia uite cum ne așteaptă acolo în vârf, ca marele boss. Pentru el, floare la ureche. Level 100. Hai că am ajuns și noi sus. Băi, interesant așa, fain. Uai, ce priveliște. Ia vedeți, dragilor, unde am ajuns. Senzație, vlog în vlog. Să vă abonați la domnul Cărli. Wow, ce priveliște, unde am putut să ieșim. Mai venim pe aici pe la domnul Cărli. Mulțumim de experiența asta. Suntem obosiți rău de tot. Dar primul traseu, mai urmează încă unul. Mai urmează încă unul? Mai greu? Vedem, bă, nu, mai greu nu vreau, nu da. Ne tragem sufletul și urcăm și mai sus, și mai sus, că suntem puternici. Am ieșit și la soare, dragilor, pe stâncă sus de tot. Ca șopârlele. Vreme frumoasă, mulțumim lui Doamne, Doamne, pentru această experiență. Hai, hai să continuăm. Ne-am luat doza de pauză și hai tot mai sus, tot mai sus. Pe stâncă, pe aici, escaladăm, suntem nebuni. Să scrieți acolo în comentarii cât de nebuni suntem de la 1 la 10. Hai să revenim cu camera pe cap și... suntem puternici, am ajuns la înălțime. Wow! Noi chiar ne urcăm acolo unde zisei tu. Wow! Bă, aici merge o poză rău de tot. Dragilor, concluzia, să vă urmați visele, că uitați-vă ce sus ajungeți la înălțime. Câți metri sunt aici, pe bune acum? 700-800 de metri? Bă, e obositor, dar e frumos, frate. Începutul. Să sperăm că e doar începutul? Da. Bă, dacă e să stea faine, de drag mai venim, mai facem unul și mai greu. Hai să dăm o pozică și revenim. Am făcut o poză pentru Instagram. Să nu uitați să dați follow acolo. Florin Săiu pe Instagram și Cărli Adventure. Senzație tare rău, adică n-ai cum. Hai să vă mai arăt o ultima oară pe unde suntem. Chiar acolo stă prietena mea, Andreea Ionașcu, și cu Ștefi Stanciu, cealaltă prietenă, prietenele mele din Baia de Fier, pe care le salut de altfel cu această ocazie. Sper să mă puneți la story. Dacă nu mă puneți la story, nu știu ce facem, ne supărăm. Să și coborăm acum, dacă tot am urcat. Hai să vedem dacă mai coborâm. Hai la drum. Ia uite-l pe Cărli al meu, a plecat deja. Ajungem jos, n-ajungem, hai că vedem, hai, hai. Ce peisaj frumos, eu sunt foarte, foarte fericit. Ne bucurăm de clipele frumoase. De alea urâte, că așa trebuie, că na, asta-i viața. Hai până jos, hai. Dragilor, ăsta a fost traseul. Acum coborâm frumos la Baia de Fier. Mai venim, vă recomandăm și vouă să veniți aici să vă cățărați. Doar la Baia de Fier, pe cele mai înalte stânci, 4000 de metri altitudine. Dacă nu puteți să ajungeți repede sus, în vârf, veniți aici și vă cățărați, că o să ajungeți și acolo, la, cu visele voastre. S-am găsit cu ceva? Nu, de ce? Să pot să merg în față, dacă îmi dai cu piatra în cap. Glume de escaladiști. O să mai mergem pe un traseu pentru că a fost prea ușor, de ce să vă mințim, prea ușor, prea ceva mai greu. Bine că în momentul ăla când eram acolo, nu mai puteam, da. Hai să vedem ce traseu ne mai arată domnul Cărli. Sper că nu mă duce pe o stâncă de aia de 700 de metri ca cealaltă. E sus! Ia uși ce cântă, omul meu e cățăra pe stâncă și cântă, n-are nicio treabă. E fericit, bă, ce face adrenalina din oameni. Hai. E greu? E un traseu dificil, dar nu merge până în capăt. E că o să ieșim undeva pe aici, ok. Să avem baftă, hai că revenim pe cap.
Suntem chiar între stânci, dragilor. E foarte mult până jos. Acum râde Curly de noi că, că unde am ajuns. Nu știu, dar sperăm că revenim de sus. Cu ea, cu Florine. Da, aici a fulejer. Zici? Da, nu, serios, chiar e dificil aici. Bine, șbere. Hai de capul meu. Oare pot? Da. Bă, mă întorc aici mult. Hai, mă. Hai, mă, că trebuie să urcăm cumva. Yay! Am ajuns! Ce tare! Hai, hai să mergem mai sus! Hai mai sus! Dragilor, cam acesta a fost vlogul nostru. Am ajuns sus de tot. A fost super, super fain. Mulțumim lui Curly Adventure. Să nu uitați să-i dați follow și lui pe Instagram. Ne-a dat și echipament, ne-a dat de toate, a fost aici, ne-am simțit ca acasă, mulțumim frumos. Peisajul extraordinar, să nu uitați să veniți la Baia de Fier, să vizitați Baia de Fier și Novaciu și Rânca aici, Transalpina lângă. Dacă veniți la Transalpina, vă dați cu schiurile iarna, nu știu ce, vă plictisiți, ziceți, hai mă să ne cățărești pe stâncă, ia, uitați în sus. Wow. Puteți un pic așa să vă cățărați. Un pic, nu mult, nu mult. Ne-am făcut două trasee, au fost super, super frumoase. Primul a fost așa și așa, dar al doilea super, super interesant. Printre stânci o să vedem și noi la edit cum se vede. Sper să vedeți totuși ceva. Încă o dată, Curly în spatele camerei. Florin Săiu pe Instagram, să-i dați follow și Lucian Săiu. Și ne vedem la următorul vlog. Încercăm să ne ținem, să postăm în fiecare vineri. Așa că rămâneți pe fază. Pa!